Istoria țării noastre este marcată atât de evenimente ce ne-au unit ca și neam, dar, din păcate, și de evenimente sângeroase care ne-au dezbinat. Un astfel de eveniment nefericit este și răscoala țărănească de la 1907, o pată neagră în istoria României, asupra căreia planează spectrul lăcomiei din partea celor înstăriți, acuze de incompetență aduse autorităților de atunci, precum și suspiciuni de interferențe externe. Așadar, haideți să vedem ce a însemnat ultima răscoală țărănească din Europa pentru România și mai ales pentru țăranii ce au plătit fie cu prețul vieții sau al libertății revolta lor împotriva unui sistem ce îi oprima. Drept omagiu, vom începe incursiunea noastră jurnalistică de aici, din Flămânzi, locul de unde a început totul. Desigur, în 1907, aici era moșia Flămânzi. Între timp, localitatea a devenit comună și mai apoi, în anul 2004, localitatea a fost declarată oraș. Ne aflăm în fața monumentului comemorativ al răscoalei din 1907. Monumentul a fost realizat cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la răscoală. Pe acesta regăsim un basorelief din bronz în care sunt reprezentați țăranii și o placă comemorativă de marmură ce a fost dezvelită cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la răscoală în anul 2007. Nemulțumirile țăranilor porneau de la faptul că aveau prea puțin pământ. Mulți nu aveau deloc, iar moșierii dețineau majoritatea pământurilor arabile. În 1905, aproximativ jumătate din pământurile cultivabile, adică 48,7%, era în proprietatea a 0,6% dintre proprietarii de pământ, acest teren cultivabil fiind de regulă în proprietatea câtorva familii de boieri. În timp ce restul de 95,4% din proprietari, aproximativ 1 milion de familii de țărani, dețineau 51,3% din pământul arabil. În plus, țăranii erau obligați să muncească întâi pământul boierilor și după, dacă mai aveau timp sau dacă măcar aveau pământ, se puteau ocupa și de recoltele lor. Astfel, sistemul perpetua îndatorarea din ce în ce mai accentuată a țărănimii. Ceea ce însemna că vieții oameni abia aveau destulă hrană cât să-și hrănească familiile. Ba chiar mai rău, pământurile erau administrate de arendași. Arendașul plătea o sumă fixă pentru pământul în chirie și administrație, încercând apoi să scoată un profit maxim prin exploatarea pământului cu munca și uneltele țăranilor. Oamenii moșierului profitau de asemenea și de faptul că țăranii, în marea lor parte, nu știau să scrie, să citească sau să socotească. Astfel, la împărțeală, aceștia erau adesea furați. Mai pe scurt, sistemul agrar în care țăranii încercau să-și câștige existența se numea neoiobagie. Această neoiobagie clasa România anilor 1900 printre țările cu cea mai primitivă și săracă țărănime din Europa, chiar și în comparație cu alte sisteme agricole primitive din acea perioadă, precum cel din Rusia sau Turcia. Peste toate acestea, s-a adăugat și neputința sau nepăsarea guvernului conservator de atunci. Adesea, ignoranța autorităților, care de cele mai multe ori omiteau felul în care țărănimea era exploatată de arendași, a pus guvernul conservator de atunci în fața faptului aproape împlinit, aceștia având prea puțin timp la dispoziție pentru a lua măsuri. Rețeta perfectă pentru o răscoală, numai că ar mai fi fost ceva. Desigur, țăranii erau nemulțumiți pe bună dreptate, doar că răscoala ar fi pornit ca urmare a acțiunilor unor presupuși instigatori austro-ungari. Aici sunt multe lucruri rămase încă necunoscute, dar există și o serie de rapoarte și documente care atestă niște coincidențe și mișcări suspecte în acea perioadă. Cel mai concret exemplu a unei astfel de coincidențe este generalul Edward Fisher
șeful jandarmeriei austriece, care ar fi stabilit o rețea de spionaj cu centrul la Cernăuț. Acesta ar fi plasat forță de muncă și bani în România și ar fi avut legături și cu arendașul Mochi Fischer, chiar cel de la care a plecat disputa de pe Moșia Flămânz. Rapoarte atât din Neamț cât și din Botoșani au confirmat de asemenea faptul că indivizi îmbrăcați în uniforme neoficiale acționau ca și agitatori și aveau rute de deplasare între Botoșani și Cernăuți. Pe lângă toate acestea, și presa românească ar fi fost implicată în această manipulare, prin intermediul unor publicații precum Adevărul. Din fața primăriei Flămânz s-a pornit răscoala pe data de 21 februarie 1907. Așa se arăta într-un raport al prefectului județului Botoșani de atunci. Conform raportului, țăranii au fost chemați în fața primăriei Flămânz pentru a încheia învoirile pentru anul în curs cu arendașul Fischer. Nu se știe din ce motiv, acesta nu a venit, iar țăranii furioși ar fi bătut un anume administrator, Gheorghe Constantinescu, după care au răspândit răscoala și în alte sate și comune învecinate. El era moșier, bogătaș. Și a adunat pământ, avea pământ pe aici, prin preajmă, mult pământ avea. Ei, aveau și noi, țărani de aici, din Flămânz, aveau pământ și ei. Și dar mai ei, puțin. Mai puțin și ei s-au răzvrătit. Că nu le dădea dăinile care trebuia să le dăie. Chiar îi fura, da. Și au ajuns la captură drăbdării. De aici, din normal, a pornit flacăra răscoalii în 1907. Și s-au luat, fiecare și-au luat o spulă în mână, furi cât o furi, tot și s-au dus la el acolo, la conacul. Ce s-a întâmplat la conac? După cât am auzit eu, o scurtă convorbire ce-au avut ei acolo, început bătăi, scandal. S-au răzvrătit și nu mai știu mai târziu ce s-a mai întâmplat cu ei, eu n-am prins timpurile alea. Și-am auzit la bătrâni. Ce spuneau ei. Și de aici s-a întins în toată țara, s-au spus multiene pe părțile alea de jos a țării. Mai circulă poveștile astea acum prin Flămânz? Mai puțin. Toți acum sunt în pleacă, toți bătrânii au plecat, ăștia tineri nu-i mai interesat de nimic. Nu sunteți țară fără noi, nu sunteți viață fără noi, nu puteți face fără noi România. Au spus prin flăcări și pojar cele câteva milioane de țărani. De aici a început răscoala de la 1907, pe 21 februarie. Acestea fiind spuse, pornim din nou la drum și vom călători și la Botoșani. Pentru a vorbi cu o persoană avizată privitor la evenimentele ce au urmat în răscoala de la 1907. Mai exact, suntem la Muzeul Județean de Istorie Botoșani. Unde stăm de vorbă cu domnul Sergiu Balanovici, șeful secției memorialistice. Este adevărat, în anul 1907, armata română a fost pusă într-una dintre cele mai ingrate posturi, aceea de a atrage în proprii concetățeni. Cu toate acestea, trebuie spus că totuși armata n-a acționat atunci ca o forță oarbă de represiune, intervenția ei fiind acoperită atât de legislația existentă la data izbucnirii revoltelor, cât și de legislația adoptată pe timpul desfășurării evenimentelor. Pentru a da un singur exemplu, o să amintesc de o instrucțiune referitoare la întrebuințarea armatei în caz de tulburări, emisă de generalul Alexandru Averescu, proaspăt ministru de război în guvernul liberal, potrivit căreia, pentru a îngrădi utilizarea excesivă a forței, se stipula obligativitatea ca autoritățile competente, este vorba de procurori și de prefecți, să fie de față și să aprecieze oportunitatea, dar și dimensiunile represiunilor. Răscoala a luat amploare, țăranii ocupând târguri precum Bivolari, Bucecea sau chiar Târgul Frumos. Precum și orașele Dorohoi, Iași și Botoșani. Orașul în care ne aflăm acum și din care vom continua să documentăm această răscoală aici, de lângă un alt monument închinat țăranului român. Monumentul este dedicat țăranului român, dar în special răscoalei țărănești din 1907, izbucnită în județul Botoșani.
Acesta a fost realizat în anul 1978. Cele trei basoreliefuri din piatră pe beton care compun ansamblul descriu momente din viața țăranului botoșănean, de la luptele alături de Ștefan cel Mare, la activități casnice și în cele din urmă, răscoala de la 1907 stârnită la flămânzi. Revenind la tragicul eveniment din 1907, țăranii s-au înarmat cu ce aveau ei la îndemână de obicei și au incendiat conacele și au devastat zonele prin care au cutreierat. În scurt timp, răscoala a cuprins tot regatul României, iar guvernul conservator a fost înlocuit cu cel liberal la data de 12 martie. Intervenția armatei pentru potolirea revoltelor a cunoscut practic două etape. Prima a început la debutul revoltelor și a durat până pe la jumătatea lunii martie. Guvernul conservator, avându-l la Ministerul de Război pe generalul Gheorghe Manu, a încercat să gestioneze situația, dar măsurile luate n-au reușit să calmeze spiritele. Pe linie militară, inițial, au fost chemate sub arme mai multe contingente de rezerviști, urmărindu-se prin aceasta o diminuare a numărului răsculaților, dar și asigurarea unor forțe suficient de numeroase pentru potolirea revoltelor. Armata n-a fost însă în măsură să integreze pe acești rezerviști în unități, astfel încât la porțile unităților din marile orașe s-au format mase mari de oameni care n-au putut fi cazați, hrăniți și echipați. În unele locuri, o parte dintre aceștia au fost scăpați de sub control și au trecut ei înșiși la devastări, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, la Râmnicu Sărat și la Calafat. De altfel, trebuie spus că în Muntenia răscoala n-a pornit de la sate, ea a pornit undeva în gara Alexandria, unde rezerviștii regimentului 21 Teleorman au format o coloană de răsculați, care au angrenat apoi în acest vălmășag și pe locuitorii celorlalte localități. În ceea ce privește represiunea efectivă, trebuie spus că guvernul conservator dorea să liniștească, se pare, populația mai mult prin măsuri de intimidare, ci nu prin recurgerea la forța directă. Așa se face că măsurile Ministerului de Război nu au fixat o conduită limpede pentru trupe. La 2 martie, de exemplu, printr-un ordin al Corpului 4 Armată, se stipula obligativitatea militarilor de a nu folosi muniție de război, ci în caz de forță majoră, numai baioneta. Mai mult, până la data de 5 martie, trupele nu au primit decât gloanțe oarbe, gloanțe de manevră, ceea ce a avut ca rezultat rănirea sau chiar omorârea unor ostași. Pe acest fond al ordinilor insuficient de clare și insuficient de precise, în unele unități s-au produs grave defecțiuni, ceea ce ar fi putut avea consecințe, sigur, dintre cele mai grave. Această situație s-a schimbat odată cu schimbarea guvernului. După cum este știut, guvernul conservator a fost înlocuit cu un guvern liberal, prezidat de D.A. Sturza, avându-l la Ministerul de Război pe generalul Alexandru Averescu, viitorul erou de la Mărăști și Oituz, în 1917, așa, iar la Ministerul de Interne pe Ionice Brătianu. Odată cu noul guvern liberal, se vor lua și noi măsuri, dar până la ameliorare, noul guvern ia măsuri drastice pentru a înăbuși răscoala. Deci, proaspăt instalat, noul ministru de război a emis la 13 martie un ordin care fixa cu multă precizie, cu multă claritate, conduita trupelor. Și aș cita de aici, în articolul 5, de exemplu, se spunea că în cazul semnalării unei adunări de țărani, comandantul merge cu o parte sau chiar cu toată trupa sa și somează pe locuitori să se împrăștie. Coloanele mobile vor consta dintr-o secție de artilerie escortată de cavalerie. Ele vor fi întrebuințate în contra bandelor de țărani care umblă din localitate în localitate în scopul de a devasta și jefui.
În același timp, Pavelescu i-a cerut suveranului să decreteze mobilizarea. Acesta i-a replicat că țăranii erau contaminați cu morbul răzvrătirii, fapt ce putea afecta unitatea oștirii. Averescu i-a replicat însă că, citez, uniforma militară exercită asupra celui care o poartă o putere miraculoasă. El a dat ca exemplu și comunarzii, care odată chemați sub arme, au devenit militari exemplari. Așa se face că în numai 5 zile armata s-a ridicat la un efectiv de peste 140.000 de oameni, cu alte cuvinte, la un efectiv de război. Sigur, represiunea a fost în zilele care au urmat mai mult sau mai puțin dură în funcție de regiunea unde s-a desfășurat. Trebuie spus totuși că atunci a fost declarată starea de asediu, iar pe baza stării de asediu, tot Averescu a emis instrucțiunile întrebuințării armatei în caz de tulburări. Între prevederile documentului, amintim, armata putea fi folosită doar pentru reprimarea dezordinii, nu și pentru nevoile cotidiene de ordine. Prin aceasta se urmărea prevenirea cererilor excesive de trupe din partea autorităților locale. Încă un exemplu, misiunea de pacificare a răscoalei trebuia privită de către trupe ca o misiune de război, prin aceasta încercând să se previe apariția unor defecțiuni care cum fusese semnalate în perioada anterioară. Sigur, este un lucru știut, teritoriul țării a fost împărțit în 12 zone militare, satele, a fost întocmită o hartă, o listă a satelor pe categorii, sate în care nu se semnalaseră tulburări, sate în care s-au semnalat tulburări însoțite de jafuri, devastări, violuri și așa mai departe. Lucru a fost foarte important pentru a se ști o repartiție exactă a forțelor. Spuneam, duritatea represiunii a variat de la regiune la regiune sau chiar de la localitate la localitate. Pentru a da câteva exemple, undeva într-un sat din județul Ilfov, subunitatea trimisă acolo a fost cazată. În dimineața zilei de duminică, comandantul subunității a ținut o cuvântare țăranilor adunați în fața primăriei. Le-a mai vorbit preotul, le-a mai vorbit învățătorul, lumea s-a împrăștiat, seara militarii cazați în localitate s-au prins în horă cu sătenii și toate treburile s-au terminat în acest fel. Nu același lucru se poate spune despre o zonă din Oltenia, unde un regiment de artilerie, regimentul 1 artilerie, în numai 15 zile a tras aproape 200 de șrapnele, a împușcat 78 de răzvrătiți, iar în urma bombardamentelor au murit mai bine de 100 de oameni. Sigur, a fost un adevărat carnaj. După toate cele pătimite, concluziile au fost... În ceea ce privește numărul țăranilor uciși, sigur, foarte mult timp s-a vehiculat acea cifră de 11.000. Da, știu că este foarte controversată. Chiar în ziarul Adevărul a apărut acea cifră. Regele Carol zicea despre altele, zicea de câteva mii, erau și alte zvonuri, cum că erau doar câteva sute, în Franța apăreau câteva, că erau aproape 20.000. Adică, până la urmă, care era adevărul despre cifra Sigur, cifra de 11.000 nu are acoperire, documentară. Un document intrat relativ în circuitul științific se pare că rezolvă și această problemă controversată. Este vorba aici de memoriile generalului Gheorghe Dabija. Ele au fost publicate în anul 2019 la editura militară.
ediția fiind îngrijită de Vasile Popa și Petre Otu, care au și adnotat-o și au întocmit un studiu introductiv. Ea a fost publicată sub titlul de Pregătirea diplomatică a războiului României 1914-1916. Nu intru aici în amănunte, dar voi aminti faptul că autorul memoriilor, generalul Gheorghe Dabija, amintește de faptul că în anul 1910, pe când lucra la Ministerul de Război, a primit o sarcină din partea ministrului, care la rândul lui primise ordin de la regele Carol. În ce consta această sarcină? I s-au pus la dispoziție 32 de dosare aduse de la Ministerul de Interne, el urmând să le ordone, să le numeroteze și să întocmească un rezumat de 100-120 de pagini, în care să insiste pe numărul efectiv al morților. Ei, el spune că în urma acestui studiu au rezultat 1786 de țărani uciși. Aceasta a fost cifra prezentată domnitorului Carol. Tot el spune în memoriile respective că a înapoiat dosarele respective, după care nu mai știe ce s-a întâmplat cu ele. Deci, cam aceasta este cifra pe care ar trebui să o luăm și noi. Sigur, mai târziu, generalul Alexandru Averescu își va justifica măsurile de forță luate pentru reprimarea răscoalei prin necesitatea de a preveni o eventuală agresiune austro-ungară, întrucât, mă rog, și acest fapt este documentat astăzi, Austro-Ungaria se oferise, între ghilimele, de a interveni în ajutorul României. De fapt, intenția lor era de a-și întări pozițiile în sud-estul european. Încheiem aici, lângă acest frumos monument, amintind din nou importanța țăranului în dezvoltarea neamului nostru. Nu sunteți țară fără noi, nu sunteți viață fără noi, nu puteți face fără noi România, au spus prin flăcări și pojar cele câteva milioane de țărani.